Arătați cu ce dispoziție mai veniți dumneavoastră, știți că e expirată. Poliția, poliția! Dă-te într-o parte! Îți bat joc! Eu mă credeți, uitați, eu stai poliția și urmăresc ce o să fac eu. Mă rog, mă gâtui, mă tai și fac eu. Eu unde trăiesc cu oamenii buni, care țară, că mine sărac. După amenințări, femeia a chemat ambulanța. Ulterior, acțiunile de zădărnicire a demontării gardului au fost preluate de soțul femeii și de un locatar din apropiere. Uberiți ruchi, dar ce din miestă! Nu te deși situația! Da-te într-o parte, că-ți frutează! Eu nu am la mea! Reprezentanții primăriei susțin că din 2009 a eliberat autorizație doar pentru amenajarea parcului, nu și pentru îngrădirea lui. Pretorul sectorului Râșcani spune că este a doua oară în această lună când se încearcă demontarea gardului. Aceasta este dispoziția de evacuare a gardului. Îngrădirea poate să fie numai în demersul dânșilor și acceptat de Consiliul Municipal pentru a da ori în proprietate, ori în arendă. Dânșii nu au niciun act. Prin acțiunile sale, proprietara parcului și soțul ei au reușit să oprească demontarea gardului.